iar potrivit ultimului bilanț, 2 decese în ultimele 24 de ore și 102 cazuri noi. Asta ne spune că am trecut din nou de acest prag psihologic de 100 de cazuri confirmate. E vorba de peste 27.000 de teste. Într-o legătură directă cu noi, profesorul Răzvan Cherecheș, expert în politici de sănătate. Domnule profesor, bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. În ce fază ați spune că e în această parte a Europei începutul acestui val 4? Suntem într-o dată fază de stagnare, dar urmăm o creștere lentă. Se puteau vedea în graficele anterioare, a durat cam o lună până când tulpina Delta s-a împrăștiat dinspre Marea Britanie și mergând către centrul Europei. Și probabil că undeva în luna august va deveni dominantă și la noi în România și din septembrie, din momentul în care se vor deschide școlile, vom vedea o creștere accentuată. Ne spune faptul că a accelerat atât de repede această creștere, domnul profesor, despre această tulpină, ce anume? E mult mai agresivă, se împrăștie mult mai repede. De ce există această comparație cu valul 4 mult mai puternic decât valul 3, în condițiile în care există totuși un anumit număr de persoane vaccinate? Gradul de multiplicare a infecției este mult mai mare. Adică cu tulpina alfa, cea din Marea Britanie, o persoană infectată în medie alte 4 persoane. Tulpina Delta infectează, o persoană infectată cu tulpina Delta infectează în medie alte 6 persoane. Deci o creștere cu 50% a nivelului de infecțiozitate, ceea ce e enorm, pentru că expune dintr-o dată în fiecare zi cu 50% mai multe persoane potențial care se transmită mai departe. Deci rata de accelerare a exponențială este mult mai mare și implicit mai multe persoane sunt expuse riscului. Și trebuie spus, riscul aici este în principal majoritatea covârșitoare a celor care ajung pe secție de terapie intensivă acum în aceste țări sunt persoanele nevaccinate. Domnule profesor, vreau neapărat să vă întreb și despre ce e de făcut, pentru că ați văzut, există deja un soi de contradicție între ce spun și autorității, odată relaxare, odată vaccinare, dar aș vrea să revin asupra acestei informații de ultimă oră. Sunt 102 cazuri noi în ultimele 24 de ore confirmate, vă spuneam. Asta înseamnă că trecem de acest prag psihologic de 100 de cazuri. E pentru prima oară din 13 iunie, mai bine de o lună așadar, decât înregistrăm peste 100 de cazuri noi într-o singură zi. O ușoară creștere a incidenței la nivel național. Datele vin în contextul în care tot mai mulți specialiști vorbesc despre iminența acestui val 4. Andreea Georgescu s-a uitat peste raportarea de astăzi. Andreea, trecem așadar, din păcate, de acest prag psihologic, 102 cazuri noi. Trecem peste 100 de cazuri pentru prima oară în 5 săptămâni de bilanț favorabil cu câteva zeci de cazuri, iar această creștere cumva vine să confirme trendul înregistrat în ultima săptămână, când am avut într-un interval de 7 zile peste 300 de cazuri noi, după o săptămână anterioară în care am avut sub 300 de cazuri noi, 285 mai exact. 102 cazuri confirmate în ultimele 24 de ore după testele PCR și rapide făcute la nivel național. Este vorba despre aproximativ 30.000 de, aproximativ 19.000 de teste care au fost prelucrate în această perioadă și raportate către direcțiile județene de sănătate publică. Vedem și o ușoară creștere a incidenței la nivel național. Dacă în zilele trecute aveam 0,03 cazuri noi în ultimele 14 zile la mie, acum am ajuns la 0,04 și vedem că Bucureștiul rămâne cu cele mai multe cazuri nou înregistrate, 17 în ultimele 24 de ore și de aici și aici o ușoară creștere a incidenței 0,05. Rămân în continuare județe unde se raportează 0 cazuri pe parcursul ultimelor 14 zile. Câteva exemple: Bihor, Covasna, dar și Mehedinți. Sunt însă județe unde se și testează, e adevărat, foarte puțin, în mare parte doar cazuri suspecte. Monitorizăm această situație, ne uităm cu atenție, pentru că vedem că în ultimele zile tot mai mulți oficiali din sănătate, dar și specialiști în sănătate publică avertizează în legătură cu iminența valului 4 al pandemiei și în România, pe fondul răspândirii variantei Delta a SARS-CoV-2. Am văzut că ieri Institutul Național de Sănătate Publică a dat publicității un nou raport cu privire la cazurile confirmate. Am depășit 100 de cazuri confirmate cu varianta Delta în România și, din păcate, 4 decese. Am ajuns la 4 decese. În fiecare dintre cazuri era vorba despre persoane
persoane care nu erau vaccinate. Mulțumesc tare mult, Andreea. Și atunci, domnule profesor, o întrebare ar fi în acest moment, cam care e, să spunem, fereastra de oportunitate pe care încă o mai avem și cum putem încetini acest ritm de creștere pentru ceea ce se întâmplă în România? Mai fereastra oportunitate e până la finalul lunii august și asta e perioada în care autoritățile trebuie să se mobilizeze odată, să nu mai dea drumul la alte relaxări, pentru că există o conexiune, se poate vedea din momentul în care au început să se... au început relaxările, automat a scăzut interesul pentru vaccinare. Relaxările înseamnă automat în mentalul colectiv că situația e ok și că nu există un pericol. Ori semnalul din partea autorităților trebuie să fie coerent. Ministerul Sănătății transmite mesajul potrivit, și anume vine turbina Delta, vine valul 4, trebuie să fim atenți. Ori aici și primul ministru trebuie să-și alinieze discursul, să se focalizeze puțin și pe partea de pericol care ne așteaptă în toamnă și mai puțin pe campania electorală, și să transmită mesajul, nu mai relaxăm lucrurile, așteptăm să vedem ce se întâmplă, și se focalizeze pe suport pentru spitale, mai ales în județele care au o rată de vaccinare mică, și pe școli. Adică dacă vrem să ca școlile să funcționeze față în față, e nevoie de sistem de ventilație, de distanțare între școli. Peste vară, Ministerul Educației trebuie să fie extrem de activ, altfel ne vom trezi la începutul lunii septembrie spunând de cum vă așteptați să facem distanță așa de la o săptămână în alt și ventilație. Nu știu de ce, parcă e un scenariu, domnule profesor, care seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmpla vara trecută din câteva puncte de vedere. Mai spuneți-ne următorul lucru. Testarea ar trebui să continue în județe care, să spunem, au încetinit ritmul, pentru că sunt județe unele importante unde se testa bine până acum, dar e clar, am văzut în Bihor, de exemplu, o scădere foarte puternică în ceea ce privește testarea. Ar trebui să se testeze în ce condiții? Cum? Eu aș concentra, în locul Ministerului Sănătății, acum aș concentra capacitatea de testare pe județele cu procente curate mici de vaccinare. Pentru că acolo vor crește numerele prima dată și acolo vor fi cele mai multe focare și care se vor împrăștia în județele din jur. Și trebuie trecut masiv pe testare rapidă antigenică, care chiar dacă e puțin, mai puțin precisă ca și pe testarea PCR, poate fi aplicată mai rapid și la scală mult mai mare. Adică argumentul că nu putem să testăm, cum am zis că în școli nu s-a reușit testarea antigenică. Nu s-a reușit pentru că nu s-a planificat corespunzător, dar ar trebui să testăm antigenic masiv în populație ca să începem să prindem focarele din timp, ca să identificăm cetățenii care sunt infectați, pozitivi și asimptomatici și simptomatici, pentru că cu actuala rată de transmitere a virusului, a tulpinii Delta, nu ne mai putem permite să amânăm lucrurile. Ce e de făcut în privința campaniei de vaccinare? Am mai discutat despre acest lucru. Ritmul e tot același. Domnul profesor, nu s-a schimbat nimic în ultimele două luni, cel puțin. Tot acolo suntem. Pentru că nu s-a făcut nimic nou. Adică aici e nevoie să... E ca și cum ți-ai dorit să slăbești, dar tot propui să te apuci de dietă de săptămâna viitoare. Da, deci trebuie făcut de astăzi deja. Trebuie făcut o campanie care să nu aibă un caracter pur general, adică din categoria haideți cu toții să ne vaccinăm. Trebuie să fie customizată pe diverse grupuri țintă care au narrative diferite. Trebuie alocați bani pentru asta, specialiști în comunicare, făcută cercetare, văzut care sunt poveștile și narativele care circulă în grupurile respective ca să le abordeze exact fricile. De exemplu, o problemă care în alte țări a fost abordată și la noi nu, este o bună parte dintre cei care sunt contra vaccinului au o frică de ace și de injecții. Ori orice clip sau vaccin, orice clip sau imagine video, imagine în care se arată o injecție, le accentuează frica și o înlocuiesc cu un narativ în care spun că eu nu cred în vaccin. De fapt, e o frică. Și asta trebuie abordată. Și trebuie început și oferite stimulente pozitive mult mai mari ca să motiveze populația. Mai spuneți-ne, și ați atins cumva subiectul, despre discursul și alinierea discursului public. Doctorul Valeriu Gheorghiță vorbea despre iminență, doamna ministru al Sănătății de asemenea, despre valul 4. Ieri premierul întrebat dacă urmează posibile restricții, se întâmplă în țări din Europa. Am primit răspunsul că, dimpotrivă, de la 1 august ar trebui să vină relaxări. Cum arată aceste două lucruri, cel puțin din perspectiva unui om care nu e decis să-și facă sau nu vaccinul? Sfatul rămâne același, oamenii ar trebui să asculte de specialiști. Primul ministru e un om politic, nu e un specialist în sănătate publică. Sunt convins că are alte priorități și, în mod evident, în momentul ăsta e vizibil pentru toată lumea că el e mai prins în campania electorală din propriul partid decât în prioritățile țării. De aceea consider că abordarea CNCAV și a Ministerului Sănătății sunt corecte în acest moment și primul ministru ar trebui să-și ajusteze și el discursul la părerea specialiștilor.
Mulțumesc tare mult pentru această discuție, domnule profesor Răzvan Cherecheș, expert în politici de sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai. E extrem de importantă informația de astăzi, mai ales pentru că am depășit acest prag psihologic. Trecem de 100 de cazuri, din păcate sunt 102 cazuri confirmate, înregistrate în ultimele 24 de ore. E pentru prima oară, din 13 iunie, mai bine de o lună așadar, de când înregistrăm peste 100 de cazuri noi într-o singură zi, o ușoară creștere și a incidenței la nivel național, iar aceste date vin în contextul în care am văzut relatări, inclusiv în alte țări europene, dar și tot mai mulți specialiști care vorbesc despre iminența valului 4 pe fondul unei vaccinări scăzute. Campania de vaccinare merge din ce în ce mai greu și din această cauză valul 4 ar putea avea efecte grave în România. E ceea ce spune și Ministrul Sănătății, se așteaptă la mai multe îmbolnăviri. În aceste condiții sunt din nou verificate locurile din spitale și de la terapie intensivă. Premierul Florin Câțu vorbește despre o posibilă a treia doză de vaccin. Nu putem avea o dată exactă la care valul 4 va apărea sau va atinge apogeul, dar luându-ne după ce s-a întâmplat în celelalte țări, având în vedere că și incidența infecțiilor cu tulpina Delta este în creștere la noi în țară, da, estimăm că vom avea o creștere a ratei de infectare și la noi în țară. Dacă am avea aceeași rată de vaccinare ca în Marea Britanie, ne-am putea aștepta la 4.000 de cazuri noi pe zi și 4 decese la acele 4.000 de cazuri. Referirea pe care am făcut-o la Marea Britanie este vaccinarea 80% din populația adultă. Acoperire suficientă înseamnă acea rată de vaccinare care ne permite să avem foarte puține infecții.